extravagante, coreografie atent studiată, muzică bună și un public de excepție. Așa a început concertul artistului britanic Mika. Are you ready to dance? Plaja H2O din Mamaia s-a dovedit neîncăpătoare pentru fanii care s-au strâns în fața scenei cu mult înainte de începerea concertului. Cu toții vreau să fie cât mai aproape de idolul lor. A cântat toate piesele de pe albumele sale și odată cu el și publicul. Cea mai bună de până acum, din toată vara asta. Da, la nebunie. Pentru unii nici nu a mai contat cine cânta atât timp cât era rost de distracție. Super bine, foarte frumos, atmosfera e super tare, foarte mișto. Nu sunt super fan, nu știu foarte multe melodii ale lui, dar îmi place. Însă pentru alții, venirea artistului la noi în țară a fost un vis împlinit. Foarte mult de bine așteptăm să cântăm melodiile lui. Artistul nu a lăsat nimic la voia întâmplării. De la decoruri, pași de dans și costume, totul a trebuit să fie impecabil. Când toată lumea credea că show-ul a luat sfârșit, artistul a mai pregătit publicului o mică surpriză. A interpretat încă o dată unul dintre hiturile sale.